Pentru balanță, Venus, planeta care vă guvernează, se află în Capricorn, de unde vă va influența puternic relațiile cu familia, chestiunile legate de origini, de cămin, vă va orienta către obiectivele practice, concrete, vă reduce afectivitatea și va duce și la detașarea de sentimente practic mai ales față de acele sentimente care vă împiedicau să progresați, veți refuza poate uneori asocierea cu persoane inferioare, formează sextilul Venus cu Neptun și va aduce ca un dar astral inspirație artistică, romantism, practic o mistică creativă, sensibilitate, atracția către aventură, dăruire, uitare de sine, și se poate încheia săptămâna cu o creșterea sensibilității, cu rafinament și cu căutarea deconectării de la realitate. Totuși riscurile acestei săptămâni valabile aproape am putea spune pentru toate zodiile este riscul de accidente prin trăsne electrocutare, pagube determinate, calamități, asocierile greșite care pot ieși în evidență problemele de sănătate, cele cardiace, nervozitatea și căderile de energie. Toate aceste lucruri atenționează asupra nevoii de echilibru și de prudență în tot ceea ce întreprindeți.